Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Tremitundei, făcătorul de minuni, este un sfânt foarte cunoscut și cinstit în întreaga lume creștină. Sfântul s-a născut în insula Cipru, a fost un om simplu, păstor de oi, s-a căsătorit și a avut copii. Cunoaștem numele Irinei, fata Sfântului Spiridon. Soția sa a trecut la cele veșnice. Sfântul Spiridon, continuând în simplitate, să aibă grijă de familie și mai ales de cei săraci din zona în care locuia. A fost un om foarte duhovnicesc și iubitor de aproapele, motiv pentru care Bunul Dumnezeu, pentru mijlocirile sale, săvârșea nenumărate minuni. Pentru învrednicirea aceasta duhovnicească, Sfântul Spiridon a fost înălțat la treapta arhieriei, fiind ales episcop al cetății Tremitunda. Slujirea sa arhierească a fost una care a rămas adânc înrădăcinată în memoria bisericii. Este un sfânt despre care se păstrează o multitudine de mărturii istorice încă din perioada contemporană lui. Sfântul Atanasie cel Mare, Rufin de Aquileia, istoricii bisericești Sozomen și Socrate, toți dau mărturie despre viața minunată a acestui sfânt. De asemenea, există foarte multe relatări ale vieții sale scrise de către agiografi celebri, precum Leontie din Neapolisul Cipriot sau Teodor, episcopul Pafosului. Inclusiv episcopul Trifilie, ucenicul Sfântului Spiridon, a lăsat scrisă viața acestuia într-un poem. Uimirea tuturor s-a referit la nenumăratele minunele Sfântului prin care acesta s-a arătat un iubitor al poporului și al aproapelui. Prin rugăciunile sale, păstoriții săi au fost izbăviți de calamități naturale, de foamete, cei care erau acuzați în tribunale pe nedrept au aflat izbăvire, cei care tăinuiau păcate mari și au văzut cele ascunse date pe față și s-au pocăit, cei bolnavi au aflat tămăduire, iar o mamă care își pierduse fiul l-a primit înapoi înviat. Una dintre cele mai cunoscute minunele Sfântului s-a petrecut în legătură cu primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Aici Sfântul Spiridon, vrând să arate de o ființime a Sfintei Treime, adică faptul că cele trei persoane ale Sfintei Treimi, deși sunt distincte, ele nu sunt trei ființe separate, ci una și aceeași ființă, a făcut un semn văzut al acestei realități. Vă încredințez pe față cu această cărămidă care este alcătuită din trei, a zis Sfântul. A făcut semnul Sfintei Cruci cu dreapta, având în stânga cărămida și a zis, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și îndată strângând cărămida, focul s-a ridicat în aer, apa s-a vărsat pe pământ, iar lutul a rămas în mâinile Sfântului.